Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Bună seara și Doamne ajută și bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. În această seară îl avem din nou alături de noi pe Părintele Iustin, starețul Mănăstirii Sfânt Ioan Casian. Sărut dreapta, Părinte, și bine ați revenit alături de noi. Cu drag, bine v-am regăsit. Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație. Înainte să intrăm în discuții, ca de obicei, vă invit pe toți să lăsați întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel cât în partea a doua emisiune să le putem adresa Părintelui. Vă invităm să dați un like, să distribuiți acest live și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Tema foarte frumoasă propusă de Sfinția voastră în această seară, principiile alimentației sănătoase la Sfinții Părinți sau inspirându-ne din scrierile și din viața Sfinților Părinți. Și cred că este cea mai potrivită temă acum între îmbuibarea de sărbători și pregătirea pentru postul Paștelui, care vine destul de repede anul ăsta, la sfârșitul lui februarie intrăm deja în postul mare, așadar e bine să ne revizuim un pic comportamentul acesta gastronomic. Așadar, Părinte, aveți cuvânt. Da. Într-adevăr, aceasta a fost ideea când am ales tema. După sărbători ar fi un moment potrivit să vorbim despre principiile alimentației sănătoase, așa cum le găsim, fie explicate, fie sugerate în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți. La început, cred că ar trebui să precizăm, vedeți, astăzi, când se vorbește despre alimentație, toți pun accentul pe problematica sănătății fizice, trupești. Alimentația este bună ca să slăbești, este bună ca să rezolvi anumite probleme de sănătate. De-aia trebuie precizat din capul locului că pentru Sfinții Părinți, principalul scop nu era atât sănătatea fizică, cât sănătatea minții, mai degrabă, și sănătatea sufletului. Și vom vedea că sunt foarte multe pilde în paterichi istorioare în care părinți care se îmbolnăvesc, nu, suferă de o afecțiune trupească, sunt fericiți, mulțumesc lui Dumnezeu, și aleg să nu își îmbunătățească regimul alimentar, pentru că au observat că boala a fost pentru ei o binecuvântare dumnezească. De ce? Pentru că principalul scop al vieții acelui părinte era să se elibereze de patimi. Și a văzut că, chiar îi spune un astfel de părinte ucenicului, o viață întreagă am luptat cu patimile și mi-am înfrânat trupul și iată ce n-am reușit sau ce am reușit să fac cu foarte mare greutate prin asceză, mi-a dat Dumnezeu prin această boală. Rămânem la această idee că scopul principal al alimentației în gândirea Sfinților Părinți nu era atât sănătatea trupului, cât sănătatea minții și a sufletului. Adică, așa cum am repetat de nenumărate ori din scrierile Sfântului Ioan Casian, puritatea inimii. Acesta era scopul principal. Pentru această puritate a inimii vom vedea că Sfinții Părinți alegeau să mănânce anumite mâncăruri și le refuzau pe altele. De aceea, poate că primul principiu la care trebuie să facem referire în seara aceasta este principiul opțiunii. De ce ei hotărau să mănânce anumite alimente și le refuzau pe altele? Și noi de ce nu putem să facem lucrul acesta? Sau de ce ne este atât de greu să facem lucrul acesta? Vedeți, cu toții suntem creștini, cu toții ne considerăm următori al lui Hristos. Dar întrebarea mea este câți dintre noi s-au gândit să-L urmeze pe Hristos
nu atât în învățăturile explicite ale Evangheliei, ci și în problematica aceasta a alimentației. Cu alte cuvinte, câți dintre noi ne-am întrebat oare ce mânca Hristos, ce alimente prefera Mântuitorul să mănânce, pe care le accepta și pe care le refuza? Principiul opțiunii este exprimat și în Vechiul Testament, de către Moise, și îl găsim în cartea Deuteronom. Viață și moarte ți-am pus eu astăzi înainte, binecuvântare și blestem, alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Iar Mântuitorul spune, cu alte cuvinte, același principiu: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Iar această lepădare a sinelui putem să o discutăm și din perspectiva alimentației. Pentru că în momentul în care vrem să-L urmăm pe Hristos și din această perspectivă alimentației, vom vedea că Mântuitorul a ținut în primul rând un post de 40 de zile și 40 de nopți, timp în care n-a mâncat și n-a băut nimic. Apoi, când le cere apostolilor să le dea de mâncare mulțimilor înfometate din pustie, apostolii spun: dar nu mai avem decât 5 pești și, sau nu știu, 2 pești și 5 pâini. Ceea ce arată că, adică acest fapt indică că asta era mâncarea lor zilnică, de zi cu zi. Nu au avut în traistă tot felul de bunătăți pe care le-au mâncat înainte și le-au rămas doar... Nu era la picnic. Și pâinea, nu? Asta mâncau ei zilnic. Când apostolii și Mântuitorul flămânzesc, ne aducem aminte că intră în lanul de grâu și iau spicele de grâu, le freacă între mâini și mănâncă acele boabe. Apoi Mântuitorul, când chiar după înviere, când îi așteaptă pe apostol ca un părinte iubitor pe malul lacului Genizaret, după o noapte în care ei s-au trudit să pescuiască, îi așteaptă cu jăratec pe care pusese pește și cred că și fagure de miere, parcă așa zice Evanghelia după Ioan. Nicăieri nu întâlnim, dar absolut nicăieri nu întâlnim, vorbindu-se despre carne, despre brânză. Am urmărit cu atenție fiecare capitol din Evanghelia după Matei, Luca, Ioan, să văd dacă se face referire undeva, și nicăieri nu, Evanghelia nu face referire cum că Mântuitorul ar fi mâncat proteina animală. Poate să zicem, când era invitat la un ospăț de către Zaheu Vameșul, să fi gustat din toate câte puțin. Nu putem ști ce a fost acolo, dar să mănânce el în mod regulat, nu știm. Așadar, iată, vorbim despre lepădarea de sine ca urmare a lui Hristos. Ne dăm seama că avem o vârstă și că obiceiurile noastre, în seara aceasta vorbim despre obiceiurile alimentare, au fost cultivate de către părinții noștri încă din fragedă pruncie. Majoritatea mamelor, și mama mea și alte mame, și cele din trecut și cele de astăzi, fac tot ce le stă în putință ca să-și îndoape plozii, pruncii, să crească, să mari și falnici și voioși, să nu le lipsească nimic, să nu fie niște subnutriți și așa mai departe. Dar ceea ce nu știu mamele este că organismul pruncului știe mai bine decât mama când trebuie să se oprească. Eu mi-aduc aminte că nu eram atât de pasionat de mâncare și îmi găseam de mâncare peste tot, în jurul blocului, unde ieșeam. Dacă treceam prin piața agroalimentară, mă lipeam eu de ceva, știți? Și nu rămâneam flământ. Deși ceea ce preferam să mănânc erau cruditățile atunci când eram mic, față de mâncarea gătită, mâncarea preparată termică. Dar încet, încet, vedeți, gusturile se educă
Și așa se face că undeva în adolescență, în facultate, ajunsesem un adevărat gurmand. Îmi plăcea să mănânc, de ce să nu recunosc, și am luptat cu această poftă mulți ani și lupt în continuare și astăzi. Așadar, obiceiurile, inclusiv cele alimentare, sunt cultivate încă din fragi de pruncie, de către părinții noștri, ulterior de noi înșine, și devin propria noastră identitate, sau mai bine spus, fac parte din noi înșine. Noi suntem obiceiurile și obiceiurile sunt noi. Sau eu sunt obiceiurile și obiceiurile sunt eu. Vedeți, și dacă vrem să îl urmăm pe Hristos și în chestiunea alimentației, putem vorbi despre o lepădare de sine și sub aspectul obiceiurilor alimentare. Și vom vedea că nu este chiar atât de ușor. Sfinții părinți întotdeauna au spus că desăvârșirea este asemenea unei scări care are mai multe trepte. Iar prima treaptă a acestei scări nu este nimic altceva decât problema îmbuibării pântecelui, adică capacitatea fiecăruia de a-și stăpâni pântecele. Stăpânește-ți pântecele și vei intra în rai, zice Sfântul Vasile cel Mare, sau lasă pântecele să te stăpânească și vei intra în iad. Aceasta este prima treaptă. Dacă nu reușim să călcăm pe prima treaptă a scării desăvârșirii, cu certitudine n-avem cum să continuăm mai departe, adică să călcăm pe următoarele trepte care ne ridică de la pământ la cer. Lucrul acesta este exprimat de către toți Sfinții Părinți și îl găsim explicit în toate viețile Sfinților. Dacă citim viața unui Sfânt, vom vedea că primul lucru pe care îl făcea Sfântul când se hotăra să-L urmeze pe Hristos, începea rânduiala postului și a strâmtorării propriului pântec. Adică începea să mănânce din ce în ce mai puțin, din ce în ce mai puțin diversificat, și mulți dintre ei ajungeau să consume doar pâine și apă, și în zile de sărbătoare, de mare sărbătoare, făceau dezlegare și la alte alimente. Dacă e să ne întoarcem la problematica principiilor, al doilea principiu ar putea fi principiul integralității și al indicației. Acest principiu îl găsim chiar în primul capitol din Biblie. E foarte simplu, Dumnezeu, după ce îl face pe om, la fel ca un constructor priceput, îi transmite omului, manualul de funcționare, manualul de utilizare. Exact. Până la urmă, dacă mergem la farmacie, cumpărăm un medicament, fiecare medicament este însoțit de un prospect. Așa și Dumnezeu. Prospect în care avem trecut un capitol numit indicații și un alt capitolaș numit contraindicații. La fel și Dumnezeu în rai îi spune lui Adam, îi dă indicațiile și contraindicațiile în problematica alimentației. Așadar, iată, sunt două principii sau trei principii pe care le găsim în primul capitol al Bibliei: principiul integralității, principiul indicației și principiul contraindicației. Pentru că îi spune Dumnezeu lui Adam, iată și Evei, iată vă dau toată iarba care face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul care are rod cu sămânță în el, acestea vor fi hrana voastră. Deci nu zice de animale, nu zice de rodul animalelor, nici de lapte, nici de brânză, doar de iarbă și sămânța ei și de
pomii roditori cu roadele lor. Acestea vor fi hrana voastră. Iar deci aici găsim principiul indicației. Iar principiul integralității îl găsim în următoarea frază: și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte. Adică așa cum a lăsat Dumnezeu, sunt bune foarte, sunt foarte bune. Nu există mai foarte bun decât atât. De ce este important principiul integralității? Pentru că în alimentația modernă și poate și cea din vechime, omul a încercat să diversifice într-un fel, să facă altceva decât ce a dat Dumnezeu și cum le-a lăsat Dumnezeu. Vedeți, bunăoară, acum sunt foarte apreciate sucurile, sucurile de fructe, de legume, dar se pare că sunt nutriționiști care atrag atenția că aceste sucuri, nerespectând principiul integralității, sunt lipsite de o componentă extrem de importantă a fiecărui aliment și anume de fibre. Fibrele se pierd atunci când faci sucul. În plus, dacă alimentul, nu fructul sau leguma, este bogat în zaharuri, în fructoză, acestea trec mult mai repede în sânge și pot să producă șocuri glicemice care sunt catastrofale pentru sănătate. Plus că risc să abuzezi de fructul respectiv, că mai ușor bei 3 portocale stoarse decât să le mănânci cu tot. Da, decât să mănânci. Da. Mănânci maxim una. Dar problema sănătății este legată de glicemie, de fapt, în privința sucurilor. Și vedeți cum ne întoarcem iarăși la principiul integralității. Chiar atunci când credem, considerăm că facem un lucru sănătos pentru noi. Este mai sănătos un fruct, o legumă așa cum este, decât să o storci sau să o tratez termic. Când o tratez termic, știm cu toții că se pierd foarte multe vitamine, enzimele extrem de importante pentru sănătate și așa mai departe. Am zis că în primul capitol găsim și al treilea principiu legat de alimentația, referitor la alimentația sănătoasă, și anume principiul contraindicației. Îl găsim în acea recomandare, în acel sfat pe care Dumnezeu îl face lui Adam când spune: din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, negreșit vei muri. Din pomul cunoașterii bune amestecată cu cunoașterea rea. În sensul acesta trebuie să înțelegem pomul cunoștinței binelui și răului, adică a unui adevăr care are amestecat printre fibrele lui și puțină minciună. Ca un pahar de apă rece, de izvor, care este foarte bun, dar cineva din greșeală strecoară în el și o picătură de otravă. Toată apa aceea, oricât de bună ar fi, de rece și de la o sursă sigură, devine otravă pentru organism. Nu știu dacă merită să intrăm în seara aceasta, la ora aceasta, într-o problemă filologică, nu, cum considerați, dacă, spre exemplu, da, spre exemplu, gnou, care e tradus prin cunoștință, vine de la verbul ginosco, care înseamnă și a afla despre, a-ți da seama de ceva sau a lua la cunoștință că se întâmplă ceva. Calon, ăsta știm cu toții, deci pomul cunoștinței binelui, nu? E tradus prin bine, calon, poate fi tradus și prin atrăgător. Știți? Apreciabil. Iar poniron, care e tradus prin rău, pomul cunoștinței binelui și răului, poniron, poate fi tradus și prin dăunător. Iar negreșit vei muri, această expresie vine de la verbul apofnisco, care
înseamnă a muri, bineînțeles, dar înseamnă și a începe să te usuci. E folosit atunci când plantele încep să se usuce. Da. Și dacă facem o traducere nepermisă a textului, Dumnezeu îi spune lui Adam, zice, din toate alimentele poți să mănânci, dar din acele alimente despre care ai aflat sau ai luat la cunoștință că, deși sunt atrăgătoare, sunt apreciate, sunt frumos ambalate, totuși conțin ceva dăunător, să nu mănânci, că în ziua aceea negreșit, din ziua aceea negreșit vei începe să te usuci. Da. Adică să vei începe să fii pe moarte. Da. Și atunci, da, iată, vin eu și pun întrebarea, câți dintre creștinii noștri practicanți nu știu că eurile, nu? Termenul generic de euri, sunt cancerigene, adică aditivii, coloranții, conservanții, în sfârșit, sunt câteva sute de euri. E greu să le învățăm pe toate. Cred că nici un absolvent de chimie nu le știe pe toate, de chimie alimentară. Așadar, câți dintre noi nu știm că există o picătură de o travă în marea majoritate a produselor pe care alegem, nu? Iată principiul opțiunii, alegem să le mâncăm în loc să alegem să nu le mâncăm. Și întrebarea este, de ce ne mai mirăm că suntem bolnavi și de ce ne mai văităm că până la urmă boala este o consecință a propriilor noastre alegeri. Omul trăiește făcând alegeri. Alegerea, opțiunea face parte din viața fiecăruia dintre noi. Iar în chestiunea alimentației, fiecare dintre noi, cel puțin o dată pe zi, dacă nu de mai multe ori pe zi, suntem puși în fața de a alege. Dacă mâncăm ceva conform principiilor alimentare sănătoase, așa cum le găsim enunțate sau sugerate în Sfânta Scriptură sau în scrierile Sfinților Părinți, sau dacă, dimpotrivă, mâncăm după principiul poftei și a plăcerii. Sau după principiul formei, cât e mai arătos, mai suculent, da, 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 mai fel și fel de combinații în acestea. Da. Un alt principiu pe care îl găsim în Vechiul Testament, în pilde și la Sfinții Părinți, este principiul calității. Și, spre exemplu, Iisus Sirach spune că este mai bună și mai mult face o mâncare de verdețuri mâncată cu dragoste decât un bou îngrășat pe care îl mănânci cu ură. Sau mai bună este o bucată de pâine uscată pe care o mănânci în pace decât o casă plină de carne de jertfe, dar pe care carne o mănânci cu vrajbă. Interesant de ce asociază pâinea, verdețurile cu pacea, așa, și de ce asociază carnea cu ura, cu vrajba. Să ne aducem aminte că sunt unii specialiști în domeniu care atrag atenția că un animal, dacă este omorât în, nu știu cum să spun, printr-o moarte, nu printr-o moarte subită, ci printr-o moarte tragică, cum obișnim noi să sacrificăm porcul de Ignat, îl alergăm bine prin curte. Îl obosim întâi. Îl obosim întâi. La fel ca omul și animalul intră într-o reacție biochimică de apărare, atac sau fugă. Adică suprarenalele sau alte glande, nu le știu foarte bine, alte glande endocrine eliberează acei hormoni ai fricii, cortizolul, ai panicii, cortizolul, poate adrenalina, nu știu care sunt exact, dar care, atenție, rămân impregnați în carnea respectivă,
Hormon pe care după aceea îi consumăm cu foarte mare plăcere sau împreună cu bucata de carne și care ne face să devenim noi înșine mai agresivi. Mai agresivi sau mai anxioși, depinde de firea fiecăruia. Am întâlnit la un moment dat această explicație, nu știu cât este de științifică sau poate că e aberantă, dar pare credibilă. O plantă, dacă o fugărești prin seră și după aia o rupi, nu dezvoltă sistemele astea biochimice de apărare, așa încât o mănânci cu pace și îți aduce un surplus de pace și de bunăstare psihică. Deci, iată principiul calității. Îl găsim în Sfânta Scriptură. E mai bună mâncarea, verdețurile, fructele, așa cum ne-a recomandat, ne-a indicat Dumnezeu prin Adam nouă tuturor, decât carnea, zic și înțelepții Vechiului Testament, enunțând principiul calității. Un alt principiu este principiul măsurii sau al dreptei judecăți în alimentație. Iată, în Evanghelia de la Luca, Mântuitorul zice: luați aminte la voi înșivă să nu se îngreuneze inimile voastre cu sațul mâncării și cu beția. Și tot la Luca spune: vai vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. Apare, prin urmare, indiciul acesta al săturării și un alt indiciu al sațietății. Deci săturarea și sațietatea sunt trepte atunci când vorbim despre măsura în alimentație, în mâncare. Le explică foarte bine Grigorie Sinaitul în Filocalie. Grigorie Sinaitul spune că sunt trei hotare atunci când vorbim despre mâncare. Primul este înfrânarea, apoi îndestularea, al treilea săturarea și după aceea vine îmbuibarea sau lăcomia pântecelui. Înfrânarea înseamnă să te ridici de la masă încă flământ. Îndestularea înseamnă că ți-a trecut senzația de flămânzire, nu mai ești flământ, dar nici nu te-ai îngreunat. Săturarea este starea de limită, de graniță. Iar ceea ce este mai mult decât atât, spune Grigorie Sinaitul, deschide poarta lăcomiei pântecelui, prin care intră desfrânarea, curvia în om. Iată, Mântuitorul atrage atenția: vai vouă celor ce sunteți sătui, adică săturați, inclusiv treapta aceasta a treia, a săturării, nu? Avem înfrânarea, îndestularea, săturarea. Vai vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. În sfârșit, deci importantă este și măsura, ne spune Sfânta Scriptură, atunci când ne alimentăm. Iar iată, tot Sfântul Grigorie Sinaitul în Filocalia 7 spune că prin pântece este căderea noastră și tot prin pântece este și învierea noastră. Ceea ce vă spuneam la începutul emisiunii, că pentru toți Sfinții Părinți, problematica alimentației este extrem de importantă, pentru că ea reprezintă prima treaptă a urcușului duhovnicesc pe scara desăvârșirii, așa cum o vedem reprezentată pe peretele de sud, dacă nu mă înșel, da, pe peretele de sud al mănăstirii Sucevița. Știu lucrul acesta pentru că sunt din Suceava și am mers de multe ori în tinerețe, am vizitat mănăstirea Sucevița. Eram fascinat de maicile care terminaseră unele dintre ele istoria artei. Erau foarte bine pregătite și povesteau cu mare iscusință scena scării raiului. Așadar, prima treaptă este
problema treapta pântecului. De altfel, mai jos de pântece nu sunt cele de sub pântece, dar se pare totuși că pântecele este prima treaptă și cel care își înfrânează pântecele poate să stăpânească și pe cele de sub pântece. Apoi urmează treptele superioare ale inimii, ale minții, ale Duhului și așa mai departe. Dar este arogant, să zic așa, și inadecvat să vorbim despre vederi dumnezeiești, despre noi preoții și călugării și, în sfârșit, teologii, despre subiecte frumoase de altfel și atâta vreme, deci ziceam că este inadecvat să vorbim despre aceste subiecte, atâta vreme cât noi am picat examenul la prima treaptă. La prima treaptă, da. Vorbim din cărți și de multe ori, pentru că nu vorbim din cunoștință și din experiență, cei care ne ascultă sau celor care ne ascultă li se pare că vorbim despre povești cu feți frumoși și cu Ilene Cosânzene și nu suntem credibili. Nu suntem credibili, din păcate, deși subiectele acestea ale energiilor necreate, ale vederilor înalte, sunt ale înainte vederii și așa mai departe, sunt subiecte ale facerii de minuni, sunt subiecte foarte importante. Și bun. Un alt principiu este principiul simplității. Îl enunță Sfântul Ioan Casian când spune că hrana fiecărui creștin care se respectă trebuie să fie ușoară la gătit și să aibă avantajul unui preț redus, să nu fie scumpă și ușor de găsit. Adică, vedeți, asta este principiul simplității. Și pe de altă parte, tot Grigorie Sinaitul spune că să nu vă îngrijorați, că trebuie să știți un lucru de la noi, cei care am experimentat alimentația în toate formele ei, că nimic nu întăresc trupul, nimic din celelalte mâncăruri nu întăresc trupul, așa cum o face pâinea și apa. Eu cel puțin mă număr din acea categorie de oameni care, dacă nu mănânc o felie de pâine la masă, mă ridic și spun că nu mă simt încă sătul. Da. Și am auzit mulți care spun lucrul acesta. Doamne, dacă nu mănânc un pic de pâine, nu mă simt sătul. Exact. Vedeți, Sfinții Părinți spun că, într-adevăr, pâinea este cea care aduce senzația de sațietate, de săturare. Așadar, iată și principiul simplității și ar mai fi un principiu pe care îl găsim de data aceasta la Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când a fost ispitit pe muntele Carantanii. Ne aducem aminte că după ce a fost botezat de către Ioan în Iordan, se retrage în pustiul Carantanii, postește 40 de zile și 40 de nopți, iar la sfârșit este ispitit de către demon. Demonul care îi spune, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi pietrelor acestora să se facă pâini. Iar Mântuitorul îl contraatacă cu următoarea replică, scris este, nu numai cu pâine va trăi omul. Iar acest moment, eu l-am numit momentul care revelează, nu? Sau ascunde și revelează deopotrivă principiul amânării. Mântuitorul era flămând, poate chiar înfometat, deși Scriptura zice că a flămânzit, doar a flămânzit, după 40 de zile, 40 de nopți, în care n-a mâncat, n-a băut nimic, și cu toate acestea amână momentul în care să se alimenteze. Principiul amânării. Principiul acesta este extrem de important și bine de aplicat, pentru că majoritatea dintre noi, când ne trezim, ne trezim și realmente dăm buzna peste frigider
ca să servim micul dejun, considerând că, deși nu simțim o stare de înfometare sau de flămânzire, totuși trebuie să ne alimentăm ca să putem să ne ducem ziua în condiții optime. Dar iată ce zice Mântuitorul, este greșit să procedăm așa. Amână momentul mâncării. Momentul în care un creștin trebuie să mănânce este momentul în care simte că a flămânzit. Unii pot să simtă că flămânzesc la 8 dimineața, alții la 10, alții la 12, alții poate au surpriza să descopere că vor flămânzi sau vor avea sentimentul flămânzirii după o zi în care n-au mâncat nimic sau după 3 zile și așa mai departe. Deci, principiul acesta al amânării, repet, este bine de aplicat, este un principiu important și care poate să ne ducă cu pași repezi către un echilibru în ceea ce privește problematica alimentației. Da, păi asta cu micul dejun, cea mai importantă masă a zilei, până prin anii 60-70 nu exista teoria asta, oamenii nu prea mâncau dimineața, dar s-au coalizat mai multe corporații din acestea care produc cereale, margarină, mezeluri și au împins campania asta folosind și anumiți specialiști, între ghilimele, și a ajuns acum, de exemplu, nu, americanii, dacă nu mănâncă dimineața cereale cu lapte, simt că nu s-au trezit. E mai important decât cafeaua. Așadar, de multe ori suntem victima unei manipulări, nu în principiu sănătos. Da, 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 din păcate. Un alt principiu este principiul amânării, dacă ar fi să-l mai nuanțăm un pic. Iată, sunt și nutriționiști numeroși, eu am întâlnit câțiva care spun că omul modern confundă senzația de foame cu senzația de sete. Exact. Și le recomandă clienților, pacienților, când li se pare lor așa că le-ar fi foame, să se ducă să bea un pahar de apă, că poate le e sete, nu le e foame. Și tot așa, și bei un pahar de apă la 9, un pahar de apă la 10, un pahar de apă la 11, dacă tot persistă senzația de foame, mănânci o felie de pâine, dacă tot, abia după aceea mănânci și tu ceva, dacă într-adevăr simți că ai flămânzit. Dar, vedeți, principiul flămânzirii este și el important și este în acord cu principiul amânării. Amânăm până când avem certitudinea unei senzații de foame reale, nu induse sau, știți, închipuite. Acum, un alt principiu important despre care aș vorbi este principiul libertății. Am vorbit despre toate aceste principii din Vechiul Testament, că ar fi bine să mâncăm mai puțină carne spre deloc și mai multe verdețuri și fructe și legume rădăcinoase și, știu eu, semințe de tot felul, oleaginoase. Dar Sfântul Apostol Pavel vine și enunță și acest principiu al libertății care destinde oarecum atmosfera, spunând că toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa robit de ceva. Și practic în aceste cuvinte el exprimă principiul libertății. Sunt fabuloase cuvintele acestea, ceea ce arată că și dacă le aplicăm pe problematica alimentației, omul poate să mănânce de toate, toate sunt îngăduite, dar în egală măsură trebuie să urmărească dacă din toate cele pe care le mănâncă, nu cumva sunt unele care nu-i sunt de folos, sau mai mult decât atât, sunt unele alimente care chiar îl îmbolnăvesc sau îi pun sănătatea în pericol. Iar în chestiunea poftelor, Sfântul Apostol Pavel ne spune că toate ne sunt îngăduite, dar atenție, mare grijă, să nu ne lăsăm robiți de ceva. De aceea, plecând de la textul acesta al Sfântului Apostol Pavel, se vorbește în teologie despre post ca examen sau exercițiu al libertății.
Tu n-ai de unde să știi dacă există vreo, sau dacă ai dezvoltat vreo dependență, vreo adicție alimentară, până în momentul în care te hotărăști de bună voie și nesilit de nimeni să nu mai mănânci nimic. Adică să ții postul ca la carte. Și atunci vei vedea că îți vin în minte tot felul, adică acele alimente de care ești atașat printr-o adicție, printr-o dependență puternică. Vedem că l-am amintit pe Mântuitorul Iisus Hristos, care a ținut postul de 40 de zile și 40 de nopți. Demonul niciodată nu te ispitește decât cu ceea ce știe că cu acel lucru față de care știe că ai o vulnerabilitate. De aceea ne punem întrebarea, de ce pe Hristos l-a ispitit cu pâine? Dacă era un mare mâncător de cârnați și de, mai știu eu, de caltaboși, șaorma. De șaorme și de alte sandvișuri și mec, și big, l-ar fi ispitit cu acele alimente. Dar totuși, vedeți, îl ispitește cu pâine, un indiciu în plus că hrana de bază a Mântuitorului Iisus Hristos era pâinea și nu alt aliment. Eu, bună oară, când am ținut la începutul călugăriei primul post al Paștelui, 3 zile n-am mâncat nimic, atât am rezistat atunci. Fai de mine, dar veneau în minte toate bunătățile. Făceam tot felul de combinații. Este foarte interesant acest examen al libertății care se numește post. Foarte interesant, pentru că e bine din când în când să știm dacă am dezvoltat adicții. De aceea, spre exemplu, un post se recomandă și întreruperea relațiilor intime dintre parteneri, dintre soț și soție. Tot din același motiv. Nu că, Doamne ferește, ar fi nu știu ce mare păcat dacă tu te-ai însoțit cu femeia în taina cununiei și ai binecuvântare. Nu este păcat, nu văd de ce ar fi păcat, nu? Dar o faci cu bună înțelegere, cum recomandă Sfântul Apostol Pavel, ca să te îndeletnicești cu postul și cu rugăciunea pe de-o parte, iar pe de altă parte, ca să îți verifici nivelul de înrobire sau în ce măsură ți-ai păstrat libertatea. Nu știu, pentru mine libertatea e un aspect important al vieții. De când sunt tânăr, de la 13-14 ani și mi-am pus problema aceasta filozofică sau existențială a libertății, mi-am dorit din tot sufletul să nu ajung în decursul vieții sau până la sfârșitul vieții rob vreunei patim, să zicem, sau unei obișnuințe, dar nu știam exact cum să fac să mă autoevaluez până când am descoperit examenul acesta libertății numit post. Postul de toate. Poți să anulezi orice, tot din dorința de a vedea cât de dependent ești de tabletă, de ecran, de mass media, de știri, de și așa mai departe. Ele pot continua. Nu sunt rele, unele sunt rele, altele nu sunt rele. Nu suntem habotnici, nici nu înțelegem într-un mod habotnic, îngust, limitat, problematica postului, nu demonizăm, dar chestiunea libertății rămâne o chestiune valabilă și nu ai cum să o verifici altfel. Asta am vrut să zic. Deci principiul libertății. La fel, în virtutea principiului libertății, Sfântul Apostol Pavel îi condamnă pe cei care, refuzând să mănânce, îi critică pe cei ce mănâncă sau îi disprețuiesc pe cei care mănâncă. El zice, cel ce mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă. Pentru că și cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă și cel ce nu mănâncă, tot pentru Domnul nu mănâncă și ambii, și unul și celălalt, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu am avut și eu această
cum să spun eu, acest derapaj când am fost atras de subiectul alimentației și am început să îmi reduc din ce în ce mai mult și cantitatea și diversitatea alimentară, am avut un derapaj în care am început să-i critic oarecum în sinea mea, fără să mă exprim, pe cei care mănâncă pe popii împuibați și mântecoși și cu parohia mare, știți că da. Parohia se vede după protuberanța burților, știți? Da. Cât de mare este și așa mai departe. Deci am avut păcatul acesta și îl mărturisesc acum, slavă lui Dumnezeu, am scăpat citind acest text din Epistolele Pauline, acest text al Sfântului Apostol Pavel și încercând să îmi controlez mai bine mintea și aprecierile. Tot principiul libertății, sub alt aspect, este exprimat de către tot de Sfântul Apostol Pavel, când zice, dacă cineva dintre cei cunoscuți, cei apropiați, vor să te cheme la masă și voi voiți să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte, fără să întrebați nimic, dacă e de post sau nu. Există o pildă în Pateric, în care episcopul Teofil al Alexandriei invită pe un părinte cu o parte din oștea lui din pustia Egiptului. Știm că părinții din pustia Egiptului mâncau doar mâncare de post, adică nu mâncau proteină animală. Și arhiepiscopul, ca să-i încerce, le-a pus mâncare de carne. Și la un moment dat ei mâncau acolo și arhiepiscopul îi întreabă, dar Ava, eu știam că nu mâncați carne, cum de... Păi zice, i-a răspuns Ava, până să-mi spui în al preasfinția voastră că mănânc carne, eu n-am știut. Da. Vedeți? Foarte delicat a fost. Normal că știa că mănâncă carne. S-a smerit. Dar s-a smerit și a respectat principiul al libertății enunțat de Sfântul Apostol Pavel. Ar fi putut, nu, să refuze. Când te duci la cineva, cam știi cu ce te așteaptă, cu ce te primește. Nu poți să spui că n-ai știut. Eventual, poți să-l suni înainte și să ceri un meniu special dacă ești în post și dacă gazda nu te disprețuiește și nu te critică pentru lucrul acesta. Dar dacă totuși te duci, indiferent când te duci și tu alegi să te duci, să dai curs acestei invitații, mănânci ce ți se pune înainte, fără să întrebi nimic. Pentru că, zice Sfântul Apostol Pavel, ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Creștinul este un om liber și din când în când trebuie să facă mici exerciții de libertate, inclusiv în problematica aceasta a postului. Eu cunosc părinți călugări care nu mănâncă carne, dar să zic de Crăciun și de Paști, mănâncă o bucățică, tot din motivul acesta al libertății. Ca să nu se trufească, ca să nu considere, știu eu, să cad în diverse capcane, fie să judece pe ceilalți, fie să se creadă ei superiori și așa mai departe. Dar, vedeți, după acest principiu al libertății, din punctul meu de vedere, vine foarte bine un text al Sfântului Grigorie Sinaitul din Filocalie, care spune că totuși, deși suntem liberi și Dumnezeu ne-a îngăduit să mâncăm de toate, totuși cei care vor să se mântuiască și vor să trăiască într-o liniște, într-o liniștire, îi ajunge să mănânce într-o zi 326 de grame de pâine și să bea 3 sau 4 pahare de apă și puțin vin. Iar în rest să se împărtășească din toate mâncărurile care se nimeresc, din toate câte puțin. Deci celelalte și la vreme cuvenită, și să ocolească săturarea. Am văzut că sunt cele trei trepte, da?
Săturarea este ultima treaptă a permisă. Făcând așa cu înțelepciune, va putea scăpa de înfumurare, deoarece a mâncat din toate. Să nu cumva să se scârbească de vreunul dintre alimentele pe care Dumnezeu ni le-a îngăduit, pentru că sunt bune foarte, inclusiv că vorbim de carne sau de altceva, ci să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate. Aceasta, spune părintele Grigore Sinaitul, este socotința celor înțelepți. De aceea se cuvine să-ți păstrezi în mâncare libertatea în toate, spune Grigore Sinaitul. Iată un sfânt părinte care, am zice noi, că are vederi mai largi. Nu are ochelari de cai. Dar întărește la sfârșit Sfântul Grigore Sinaitul să știi că nu întărești trupul celelalte mâncăruri, cât întărește împărtășirea de pâine și de apă. Deci totuși pâinea rămâne cel mai valoros aliment pentru, din punctul lor de vedere. De altfel, pâinea și vinul sunt materii folosite în taina Sfintei Împărtășanii, pentru că așa ne-a inspirat Mântuitorul Iisus Hristos. Nu știu ce să mai... Ar mai fi un principiu duhovnicesc al alimentației. Asta, și cu asta am putea să încheiem. Și principiul puterii, ele sunt împreună, principiul duhovnicesc și principiul puterii. Sfântul Apostol Pavel spune că puterea lui Hristos se desăvârșește în slăbiciune. De aceea mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. De aceea am postit, de aceea am privegheat, de aceea mă bucur întru slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, pentru că am observat că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru că Dumnezeu celor mândri și puternici în mintea lor le stă împotrivă, doar celor smeriți le dă har, adică putere. Puterea de a face minuni, puterea și toate lucrurile acestea minunate pe care le descoperim atunci când citim viețile sfinților. La fel vedem că, deși după potop Dumnezeu îngăduie inclusiv poporului ales să se împărtășească din toate mâncărurile, inclusiv mâncarea de carne, interzice doar carnea provenită de la animale cu copita despicată, în Deuteronom găsim acest text, totuși când le eliberează, deci în momentul eliberării și pe fondul eliberării poporului evreu din robia egipteană, știm că îi ajută să treacă Marea Roșie și 40 de ani îi poartă prin pustia Sinaiului. Am fost în Sinai de mai multe ori. Am văzut locul unde lui Moise i s-a arătat rugul nears. Am urcat și pe muntele Sinai, unde a primit tablele legii. Așadar, prin acel pustiu i-a plimbat, e un pustiu în care vezi câte un boschet când și când, nu ai ce să mănânci. I-a plimbat Dumnezeu 40 de ani pe evrei, timp în care i-a hrănit cu mană cerească. Da. Mana era o sămânță care semăna cu sămânța de coriandru, pe care ei o culegeau, o râșneau și făceau niște turte. Amestecau cu apă și le încălzeau la soare. Important este că am întâlnit o referință la Solomon, dacă nu mă înșel, care spune că mana aceea, fiecăruia dintre evreii care se rugau și mulțumeau lui Dumnezeu, le dădeau gustul pe care și-l doreau ei în momentul respectiv. Da, ei plângeau după plângeau și aminteau de căldările de carne. Unii dintre ei, nu toți, unii dintre ei și-au amintit. Și le zice Moise, iată, Dumnezeu te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea, te-a hrănit cu mana, ca să-ți arate că nu numai cu pâine trăiește omul,
ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu și să te încerce și să afle ce este în inima ta. Pentru că doar această hrană, ne spun Sfinții Părinți, este cea care curățește inima, ne ajută să dobândim o inimă curată, care inimă curată devine templu al Duhului Sfânt și mijloc de comuniune cu Dumnezeu, nu? Și cu realitățile superioare, realitățile înalte. Așadar, iată, există și un principiu duhovnicesc, un principiu al puterii. Doar prin această hrană oamenii devin, cum să numesc eu, sfinți, devin fii al lui Dumnezeu și se manifestă prin ei puterea dumnezeiască. Niciunul dintre cei care au mâncat carne n-au ajuns să fie făcători de minuni și toate celelalte. Da. Înainte să trecem la întrebările de pe chat, mulțumim pentru foarte frumoasă prezentare. Vreau să vă întreb, cum ar trebui să fie starea noastră și cugetarea noastră atunci când suntem la masă? Că de multe ori ne uităm la un filmuleț, urmărim o emisiune, adică avem tot timpul, ne găsim acum cu ecranele astea fel și fel de preocupări. Dar care ar trebui să fie starea noastră? Da, când am pregătit conferința despre alimentația acum mulți ani în urmă, cred că am fost primul care a deschis subiectul. Mulți frați preoți și călugări îmi spuneau că mă ocup de subiecte neserioase. Dar acum, uite, am să vă divulg în premier aici că intenționez până de hram să scot o carte pe tema aceasta, alimentația Sfinților Părinți. Vă așteptăm la noi să o prezentați. Da, o să, normal că o să prezentăm. Așa. Acum 8 ani de zile am citit și din alte domenii, știți, nu doar din domeniul teologiei pe această problemă, și am găsit un autor care vorbea despre faptul că alimentele de origine vegetală se digeră în mare parte în cavitatea bucală, ceea ce înseamnă că necesită o masticație îndelungată. El recomanda 50 de mestecări per îmbucătură, ca să mă exprim așa, pentru că glandele saliva conține o enzimă numită ptialina, dacă n-am uitat între timp, care ajută la descompunerea fibrelor și a carbohidraților care se găsesc din abundență în produsele, în alimentele de origine vegetală. Așadar, ca să stai, să mesteci atent, nu? Prin urmare, alimentația, masa, trebuie să fie un moment plin de conștiență, trebuie să fii prezent acolo, să fii atent, că altfel, dacă carbohidrații nu se descompun la nivelul cavității bucale, pentru că tu înfulegi, nu mesteci, exact, ajung în stomac, restul tractului digestiv nu poate să digere carbohidrații respectivi sau fibrele respective și rezultă o digestie incompletă care îți dă după aceea și dureri de cap și dureri de burtă și alte complicații digestive. Și când vine vorba de post și de alimente de astea, lucrul acesta nu se întâmplă cu alimentele de proteine de origine animală. Proteina animală se digeră în stomac, sucurile gastrice, bila, toate reușesc să ducă procesul digestiv la bun sfârșit. Când e vorba de vegetale, lucrurile stau un pic diferit. Trebuie foarte, foarte bine mestecate. Cel puțin așa spunea autorul respectiv. N-am verificat informația în altă parte, eu n-am făcut studii aici la mănăstire, am avut alte... Din practică cam așa este, adică cu cât... Dar poate că e informație bună, cine știe. Da,
Da. Și atunci am putea să fim puțin mai atenți. Eu am avut o perioadă când am amestecat și de 200 de ori. Da. E foarte interesant, să știți. E de râs și nu prea, știți? Adică când mesteci de mai multe ori fiecare în bucătură, este clar că digestia este mult, mult îmbunătățită și calitatea hrănirii este net superioară. Te simți mult mai bine, mult digestia mai treaz. Digestia începe în gură, nu în stomac. Da, noi avem senzația că în stomac se întâmplă tot. Nu, dar în gură începe totul. Aduc aminte din lecturile pe care le-am avut atunci că s-au făcut și teste. Un medic a adunat un grup de voluntari cărora li se cerea să mestece foarte bine și să înghită cât mai multă salivă și după experimentul respectiv, care a durat câteva săptămâni, au întinerit subiecții cu nu știu câți ani, știți? Au dat ceasul biologic înapoi pentru că există iarăși o altă enzimă sau nu știu, nu, un hormon de data aceasta secretat de glandele salivare și e secretat într-o cantitate mai mare cu cât obligi glandele salivare să producă mai multă salivă. Și hormonul acela încetinește procesul de îmbătrânire. Iar pe un alt grup, pe un alt eșantion de subiecții, a extras hormonul respectiv din salivă de vacă și l-a injectat, știți? Și tot fenomenul de întinerire a fost același. Importantă saliva, vedeți? Și Mântuitorul Iisus Hristos, la un moment dat, vindecă pe un om din naștere cu salivă, nu amestecând scuipat salivă cu tină, unge orbului. Întrebarea e, n-ar fi putut să-l vindece altfel cum i-a vindecat pe atâți alții cu cuvântul, nu? Sau doar așa cu o rugăciune și așa mai departe. Ar fi putut, dar de ce folosește saliva? Poate că e un indiciu că saliva, dincolo de, cum să zic eu așa, nu? Poate senzațiile neplăcute, strângerea de stomac pe care ne-o provoacă atunci când discutăm despre ea, este un principiu terapeutic sau conține în ea principii terapeutice care nu sunt de neglijat. Da. Da. Acum, asta poate fi legat de mestecatul de mai multe ori și o masă luată mai așezată. Așa, o stare. Oricum, înflecatul e bun. Da, că de multe ori mulți întreabă cum de înainte oamenii erau mai sănătoși, munceau mai mult, trăiau mai mult. Păi așa, aveau mese mai liniștite, mai așezate, mestecau mai mult, nu se grăbeau, când era pauză, stăteau, după aia se odihneau un pic sau făceau un pic de mișcare, că aveau niște principii foarte sănătoase. Noi acum suntem tot timpul pe fugă, dă-i cu sos, dă-i cu de aia, cu de aia, ești cu ochii în telefon, ești pe fugă, hai că trebuie să mă duc acolo. Și asta poate fi un motiv. Trebuie să existe un timp pentru toate, cum zice Ecleziastul. Și un timp pentru masă. Să fie un timp dedicat mesei, nu în timp ce mănânci mai faci încă două, trei activități. Exact. Da. Mai luăm o întrebare, nu? Da, și gata, da. Ca să nu ne mergem. Părinte, dacă nu putem posti, cât de mare păcat este? Păi, cât de mare? Nu cred că e un păcat dacă nu postești. Ați văzut, postul trebuie înțeles din perspectiva libertății, un examen al libertății, pe de o parte. Postul este izvor de sănătate, pe de altă parte. Postul este prima treaptă pe calea desăvârșirii, ceea ce presupune stăpânirea pântecelui, nu poți să faci altfel. Nu este păcat, dar orice intenție duhovnicească sau de evoluție spirituală ai încercând să fentezi problematica postului, este degeaba. Mai bine nu te mai amăgești, nu te mai chinui. Sunt foarte mulți acum, bine, în diverse terapii de astea alternative și
se poate să mănânci de toate și să te convingă un, nu știu, un guru că ai fi pe undeva, că ai ajuns undeva și că ai evoluat. Nu, e o mare minciună. Da. Dacă nu rezolvi problema alimentației, nu o să evoluezi nicăieri. Bați, faci joc de glezne, bați, da, pasă pe loc. N-are rost să te amăgești. N-avem nicio scriere de la Sfinții Părinți, scrisă cu burta plină de mâncare sau de... O întrebare interesantă. Toți grașii și toate grăsanele vorbesc despre spiritualitate. Da, exact. E vorba aia golănească, hai mă lași. Exact. Nu. O întrebare mai aveam. Spuneți-vă, rog, dacă urmează să ne împărtășim în afara postului de peste ani, duminica, sâmbăta este zi de post, conform canonul 66 apostolic, sâmbăta nu se ține post. Da, are dreptate, așa este. Canonul 66 apostolic, de la sinodul 6, dacă nu mă vine sext, spune că sâmbăta și duminica nu se ține post, iar acest canon se aplică inclusiv în perioadele de post, perioada Crăciunului și perioada postului Paștelui, prin așa zisele dezlegări, sâmbăta și duminica, se ține un post mai indulgent, ca să mă exprim așa, mai puțin aspru. Da. Iar mai există un canon în care spune că preotul care postește sâmbăta și duminica să se afurisească. Da. Și cred că nu e valabil doar pentru preoți, este valabil și pentru mireni. Da. Dacă... E o tradiție, am văzut în Moldova și eu sunt născut în Suceava, în care părintele zicea, ține măcar 3 zile de post ca să te împărtășești. Da, dar era în contextul și în condițiile în care credinciosul venea în ultima săptămână la biserică, înainte de Pasă, înainte de Crăciun, știți? Da. Și zicea, hai părinte, da, primiți-mă și pe mine. Și zicea, măi, dar ai postit? N-am postit, n-am. Ține și tu măcar 3 zile. Așa a apărut noțiunea aceasta. Nu, obligativitatea, în rest, obligativitatea creștinului este să țină postul de miercuri și de vineri și cele 4 posturi de peste an. Atât, Doamne ferește, să ții sâmbăta și duminica, pentru că intri sub incidența canonelor care merg până acolo la afurisire. Da. Pentru că duminica este ziua învierii, este... Hristos este cu noi. El însuși spune, cât timp mirele este cu voi, fii mirelui sau prietenii mirelui nu trebuie să postească. Da. Deci așa stau lucrurile în privința postului. Iar nu poate niciun preot, n-are dreptul să condiționeze un credincios, să-i condiționeze împărtășania de postul de sâmbătă, să zicem. Nu? Da. Dacă el vrea să împărtășească duminică, să-i ceară să postească sâmbătă, este împotriva canoanelor. Intră ambii sub incidența canoanelor. Acum să nu înțeleagă că, bun, deci nu poți, trebuie să postezi sâmbătă. Face un post euharistic, într-adevăr. Dacă te împărtășești duminică, nu mai mănânci după ora 12 noaptea. Și nici sâmbătă merge la un grătar, așa cum mici, ca să... Și nici nu mănânci și nu te îmbui. Da. Se referă la faptul se înțelege de la sine. Da. Bun, mulțumim din suflet, părinte, pentru informațiile foarte interesante și frumoase. Înainte să ne dați un ultim îndemn duhovnicesc, le mulțumim tuturor pentru prezență și răbdare și faptul că sunt alături de noi seară de seară. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, țineți aproape. Mâine seară avem un invitat surpriză nou, așadar fiți aproape de noi. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară. Da, ce să mai... Demnul este să ne revenim de acum că am mâncat destul. Dar ce să... Încet, am mâncat destul acum de sărbători. Încet, încet să ne pregătim de ritmul postului mare, adică să reducem încet, încet cantitățile, să ne pregătim strategii. Ăsta e îndemnul. Până intrăm în postul mare, facem un pariu. Să revenim la greutatea pe care am avut-o înainte de sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou.
Iată. Nu știu, să cugetăm un pic și la, mai din timp la perioada postului mare, că atunci toți se trezesc. A, da, eu nu pot să postez, dar eu nu știu, dar n-am putut niciodată. Păi începem din timp, ne documentăm, mai exersăm într-o miercuri, într-o vineri, astfel încât încet, încet să fim pregătiți, nu? Da, 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 da. De acea perioadă, nu, deodată ne trezim. Da, sunt frumoase posturile de o săptămână, cu apă, de trei zile, de... e bine să ajungem aici, în comunitatea noastră. Sunt deja mulți care țin și la începutul postului, de fapt la începutul fiecărui post, dar majoritatea la începutul postului mare, la sfârșitul postului mare și la începutul postului Crăciunului. Țin fiecare după putință. Sunt două sau trei femei care au ținut și 21 de zile cu apă. Da, și o fac asta în mod regulat și sunt foarte bucuroase și eu mă simt foarte bine. Eu... Postul merită încercat. Postul până într-o săptămână nu prezintă riscuri terapeutice, adică să-ți pună sănătatea în pericol. Sau... Da, da. O să-l invităm și pe Cezar Elisei să ne spună un pic așa pentru începători, să ne facem cu... De la o săptămână încolo trebuie făcut sub îndrumare și asistență medicală. Da, da. Iar până la o săptămână, trei zile, nu se întâmplă nimic, chiar nimic. Da. Da. Bine, mulțumesc. Mulțumim din suflet, sărut dreapta, noapte liniștită. Noapte frumoasă.